începem propriu-zis cu examinarea genunchiului. Deci, traumatism recent, da? Fără discuție, avem o grămadă de arii contuzive, avem inflamație, avem ligament încrucișat anterior complet rupt, da? N-are nimeni dubii că e complet rupt, ok? Ce vedem? În legătură, ca să le luăm logic, în legătură cu ruptura de ligament încrucișat anterior, vedem două lucruri. Impactarea asta pe condilul femural extern, da? Vedeți că este impactat, deși aici, în mod fiziologic, există o mică adâncitură, dar mica aia adâncitură nu se asociază în mod normal cu edem intraspongios. Deci asta este contuzia cu mică impactare și cea corespunzătoare posterioară. Uite, acum dacă stai să te gândești, seamănă cu un heel sax posterior, da? Deci vezi că asta s-a dus aici și s-a impactat aici. S-a stricat aici un pic, s-a stricat aici un pic. E o leziune, ca zic așa, în oglindă. Și aici este o fractură de platou tibial postero-extern, aici, pe care o vedem și în axial, asta, cu minimă impactare, cu afectarea cartilajului, dar fără să fie propriu-zis rupt. Dar trebuie să înțelegeți că aici e marginea posterioară, aici deja cartilajul se subțiază foarte mult și până aproape la dispariție. Ok, și asta este o leziune tipică prin de mecanism de pivot shift. Am mai vorbit de pivot shift, nu? Deci ăsta e mecanismul prin care cel mai frecvent se rupe ligamentul încrucișat anterior. Printr-o mișcare de rotație cu genunchiul în extensie. Și ai semnele astea două care, înainte să vezi ligamentul, când ai văzut astea două, ligamentul e rupt mai mult ca sigur. Și când e mai puțin rupt de atâta și ai zice că, mamă, poate gradul 2, că mai sunt fibre, că mai nu știu ce, mai bine te abții, că nu prea poți să faci leziunile astea, că leziunile astea presupun o dislocare a genunchiului și o întindere a ligamentului suficient de mult încât să-i permită, că leziunea asta de obicei se produce când se întorc înapoi, nu când se dislocă, ci când se ciocnesc la reîntoarcerea în articulația oaselor în poziția normală. Și ca se întâmple asta, trebuie să se rupă ligamentul, altfel nu prea ai cum fizic să se întâmple. Mai avem contuzie aici și aici, la nivelul platoului tibial posteromedial și anteromedial, care probabil că mecanismul a fost mult mai complex decât doar un pivot shift, dar forța principală a fost de pivot shift. Ok, ligamentul colateral încrucișat posterior e ok. Ligamentul colateral medial este îngroșat cu modificări inflamatorii în adiacență, probabil ceva mici rupturi ale fibrelor. Ai zice leziune gradul 1, maxim 2, nu, e gradul 1. Ok. Ligamentul colateral extern. Și să trecem la ce ne-a mâncat cel mai mult timp din viață. Deci ligamentul colateral extern, ăsta, ok, aici nu prea e bine. Deci aici sunt niște mici rupturi fibrilare, aici mai ales e și modificare de semnal, deci eu aici zice că e o leziune gradul 2. Aici ăsta este tendonul mușchiului popliteu, nu arată bine deloc și vedem că aici o porțiune din inserția lui e dispărută, deci eu dezinserție parțială a tendonului mușchiului popliteu. Ok. Ne mai uităm la tendonul bicepsului. Îl luăm de sus, da? Biceps, 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 biceps și aici se întâmplă mai multe lucruri. Și ca să înțelegem ce se întâmplă, o să vă pun un desen, și anume ăsta. Deci, uite cum e inserția bicepsului. Deci, ăsta e anteriorul, da?
avem o porțiune pe fibulă anterioară, o porțiune pe fibulă posterioară, da? Și mai avem și pe asta. Deci are practic trei fascicule de inserție principale pe capul fibulei și are o inserție, un braț care trece de aici aici. Și asta este foarte frumos pe tibie. Deci asta e foarte frumos că rar vezi așa ceva. Deci uite, asta este un fascicul de pe fibulă. Ok, ăsta. Ăsta e celălalt de pe fibulă, da? Și uite și pe cel de pe tibie, care vine aici, ăsta. Deci aici face anatomie ceva de vis. Nu m-aș fi așteptat să prinzi așa frumos fasciculele astea de tendon al bicepsului. Ok? Bun. Și sigur că nu arată bine nici ăsta, e niște mici rupturi parțiale aici, cu infiltrare de fluid, cu modificări care merg spre juncțiunea musculotendinoasă aici, da? Dar nu sunt foarte importante. Aici se inseră pe tibie undeva mai jos de tot zona asta care nu arată bine și despre care o să discutăm acușica, dar pare ok aici. Bun, ce mai vedem din desenul ăsta? Vedem că ligamentul colateral lateral se inseră între cele trei fascicule, da? Dar în principiu, de foarte multe ori vezi cele două fascicule, ăsta și cu ăsta, și colateralul lateral între ele. Ăsta mai nu-l vezi așa de bine. Și ce mai vedem aici? Vedem că deasupra inserției tibiale a bicepsului există inserția acestui ligament, ligamentul anterolateral, care este celebrul ligament care cică ar fi fost descoperit acum ceva câțiva ani. De fapt, el n-a fost descoperit acum câțiva ani. Eu am aflat despre el pe Hot News. Era un articol care zicea, vai, s-a descoperit un nou ligament la genunchi. Și hai repede să citesc și eu despre el. Și am citit despre el și după aceea fost la niște congrese și am văzut că i-a apucat nebunia. Deci care e ideea cu ligamentul ăsta? El este... Îl vedeți aici. Pleacă undeva de lângă originea colateralului lateral și se inseră aici, undeva între tuberculul Gerdi, care este inserția distală a benziliotibiale, și aici unde este inserția capului, inserția bicepsului femural. Și dacă ne uităm pe axial, vedem că de fapt ALL-ul ăsta este mai degrabă o îngroșare a capsulei, nu chiar un ligament adevărat. Dar i-au acordat foarte mare importanță din punct de vedere biomecanic, pentru că ăsta de obicei se rupe împreună cu ligamentul încrucișat anterior și dacă, vezi, Doamne, dacă se repară și el, stabilitatea și rata de succes a ligamentoplastiei ilia este mult crescută. Există și alte argumente logice, și anume că înainte să existe artroscopie, se putea face o reparare a ligamentului încrucișat anterior rupt prin metode extraarticulare. Deci se făcea o învârlicătură în afara genunchiului care cumva mima ligamentul ăsta și care oferea ceva stabilitate, dar oricum studiile lor biomecanice după ce a început frenezia ligamentului anterolateral au fost că, vezi, Doamne, este extraordinar de important și dacă nu repar pe ăsta, ligamentoplastia lia poate să eșueze și mă rog, a început să mi se ceară să îl văd la ecografie, să-l văd la remene. Și sincer vă spun că nu prea se vede. Adică știu unde este, dar nu îl vezi. Dacă e rupt, e rupt și vezi că e ca o capsulă, că e o breșă în capsula asta, dar el în sine să-l vezi ca pe un ligament, cum vezi colateralul lateral și colateralul medial sau banda iliotibială, trebuie să ai mare noroc ca să poți să îl vezi. Și apropo de ce discutam data trecută, este și chestia din gama că, spre exemplu, dacă intri pe Radiopedia, ei îți descriu că
Ligamentul ALL de care am vorbit noi până acum este descris ca banda anterioară a ligamentului colateral-lateral. Ceea ce discutam data trecută, că eu ziceam că ligamentul colateral-lateral are doar două inserții, femural și fibular. Nu are inserție pe tibie. E, uite că m-am păcălit, că unii anatomiști consideră că astea sunt fibre din colateralul lateral. Acum, ultimele studii zic că ăsta e de fapt ALL, un ligament complet independent și fără legătură cu colateralul lateral și cu importanța biomecanică de care v-am spus. Ok? Și aici se vede foarte frumos banda iliotibială cu inserția pe tuberculul Gerdi și cu fibrele posterioare care se duc un pic și se inseră cam în același loc în care se inseră și ALL-ul ăsta. Am făcut tot acest preambul de anatomie ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu pacientul nostru. Pentru că pacientul nostru, neavând o radiografie la dispoziție să ne confirmăm, dar avem o secvență foarte bună, gradientul, care ne arată avulsia unui fragment osos care măsoară cam 8 mm. Ăsta, da? Acesta e un fragment din corticală avulsionat și se vede foarte clar avulsia, deci asta e banda iliotibială. Dacă nu mă credeți, ne uităm și pe sagital. Banda iliotibială. Și dacă nu mă credeți nici așa, o vedem și pe axial. Adică uite aici. Vine aici. Ok? Și fragmentelul avulsionat e aici în spate. Ăsta. Bun. Deci asta este imaginea tipică de fractură segond. Pe radiografie se vede un mic chips osos desprins de aici din tibie, care este întotdeauna, este foarte mic, unor poate să aibă 1-2 mm, dar înainte să fi avut RMN la dispoziție, faptul că vedeai asta pe radiografia era un semn de mare gravitate. Era un semn de faptului că genunchiul a fost dislocat și că cel mai des se asociază cu leziunea de Lia și că lucrurile sunt mult mai serioase decât par. Ok? Un fragment de 1,2 mm poate să schimbe clar prognosticul și tratamentul pacientului. Că toate lucrurile astea de ligamentare și de inflamație și așa, evident că pe radiografie nu le vezi. Bun? Deci ăsta este un caz chiar frumos pentru că odată că vezi anatomia normală a bicepsului femural, ceea ce rar întâlnești, o vezi datorită inflamației, că altfel n-ai vedea, practic, mai ales capul ăsta reflectat care vine aici pe tibie, nu pot să zic că l-am văzut de multe ori, ok? Și în al doilea rând, vezi fractura segond cu confirmarea faptului că stă agățat acest fragment avulsionat de banda iliotibială. Deci clar, vezi fibre până în acest fragment. Ok? Și el este împricinatul aici. Asta a fost practic ceea ce am vrut să vă arăt pe acest caz. Plus că mai era ceva interesant. Asta. Ce-o fi asta aici? Că asta nu prea se potrivește în tabloul celorlalte chestii. E o zonă contuzivă subcondrală cu o zonă de contropatie focală. Vedem cartilajul cu hipersemnal, fără să poți să zici că are niște microeroziuni de suprafață, dar nu poți zici că este întrerupt. Și atunci, având în vedere că este și într-o poziție destul de tipică, adică versantul lateral al condilului femoral medial, este zona cea mai frecvent întâlnită, cred că peste 60% din cazuri, în care avem osteocondrita disecantă. Pacientul avea 40 și ceva de ani, deci nu mai este chiar în grupa de vârstă a osteocondritei disecante. Dar asta putea să fie o sechelă de osteocondrită disecantă, care în contextul traumatismului actual s-a ciocănit aici un pic și a făcut edem intraspongios, dar
Nu pot să fii foarte sigur. Eu am dat-o cu leziunea osteocondrală cu mică condropatie de suprafață versus osteocondită disecantă veche retraumatizată. Da? Deci asta nu se potrivește în contextul celorlalte lucruri. Mai ales că vedeți că pare că aici e ceva sclerozat ca un niște microgeode, da, contururile astea Și aici. astea în cartilaj sunt chestii de Alea alea în cartilaj sunt calcificate. niște punct, exact, sunt niște punticele de fibrocartilaj sau de depunere de calciu, care și ele denotă faptul că chestiunea este ceva mai veche, nu e acută. Da? Dar edemul ăsta intraspondilos post-traumatic probabil că a apărut datorită traumatismului, s-a transmis forța prin intermediul cartilajului și aici oricum osul fiind un pic frăgezit datorită sechelelor post-osteocondrită, s-a edemațiat. Asta așa ca fapt divers, că la asta nu are mare importanță, că nu aici ne jucăm acum, ci pe faptul că are lia ruptă, are fractură secundară, leziune parțială de popliteu, leziune parțială de fibular colateral, lateral, leziune parțială de bandă iliotibială. Deci aici sunt problemele, adică colțul postero-extern al genunchiului, care este foarte important și este de maximă importanță pentru un sportiv de performanță datorită stabilității pe care o conferă. Aici mai sunt niște ligamente, ligamentul popliteal oblic și ligamentul arcuat, care vin aici de pe fibulă, popliteo-fibular, un ligament în Y, care cred că și ele sunt rupte, numai că acum în acest întreg maglavais greu de zis, deci este un ligament popliteo-fibular care vine de pe vârful fibulei și se duce spre popliteu. Cumva pe aici Aici fixează nu ai cumva prins tot. Nu te duci până la Păi nu am fibulă. prins tot, că știu, ceartă-mă, că și eu să-mi cert operatorul pentru chestia asta, fiindcă, da, vezi, eu întotdeauna sfătuiesc operatorii să nu se oprească la vârful fibulei, dar în economie de timp și de ce vrei tu, se opresc aici, dacă nu ești cu gura pe ei. În mod normal, până undeva pe aici trebuie să te oprești cu secvența, fiindcă știm, bineînțeles, că tendonul bicepsului coboară până aici și mai vrei să vezi și alte lucruri. Dar, din fericire, avem celelalte planuri ca să ne confirmăm leziunile, dar da, mi-ar fi plăcut un axial care să coboare ceva știlea mai jos. Și ăsta aici ce e? Ăsta, care se ăsta este nervul popliteu, da? Femoral distal, așa, și ăsta este un rămurel al lui, care este nervul peronier. Ia uite-l. Vine și trece prin această inflamație, unde se îngroașă un piculeț și e un pic inflamat. Și el ocolește capul fibulei și să treacă în compartimentul anterior. Nevrita de fibular și cu problemele pot să apară probleme dacă stă multă inflamație acolo sau dacă este nervul lovit direct. Dar asta așa ca fapt divers, că nu e foarte afectat, e un pic inflamat de vecinătatea inflamației de aici.